Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială, alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. În această lecție vom învăța cum putem utiliza în rezolvarea de probleme instrucțiunea repetitivă while din limbajul de programare Python. Să ne reamintim, structura repetitivă cu test inițial sau condiționată anterior se utilizează pentru efectuarea în mod repetat a unui set de instrucțiuni. Principiul de execuție pentru structura repetitivă cu test inițial este următorul. Se evaluează expresia logică. Dacă rezultatul evaluării este adevărat, atunci se execută instrucțiune și se revine la retestarea expresiei logice. Altfel, dacă rezultatul evaluării expresiei logice este fals, atunci se iese din structura repetitivă. Să ne reamintim cum este transpusă în pseudocod structura repetitivă cu test inițial. Se observă că dacă expresia logică este încă de la prima evaluare falsă, atunci instrucțiunile din cadrul structurii repetitive cu test inițial nu se vor executa niciodată. Pentru a evita intrarea într-un ciclu infinit, în care algoritmul nu se termină, trebuie să avem în vedere ca instrucțiunile interioare secvenței repetitive să modifice cel puțin o variabilă care apare în expresia logică, din cât timp, astfel încât aceasta să devină falsă la un moment dat. Principiul de execuție pentru instrucțiunea while este următorul. Se evaluează expresie logică, iar rezultatul va fi adevărat sau fals. Dacă rezultatul este adevărat, se execută instrucțiune și se reia evaluarea expresiei logice. Dacă rezultatul este fals, se trece la execuția instrucțiunii din program de după while. Să exersăm împreună! Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul său de cifre. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului se afișează pe ecran valoarea 1 precedată de un mesaj informativ, iar dacă n egal cu 1234, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 4, precedată de asemenea de un mesaj informativ. În codul prezentat se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n și se verifică dacă aceasta este 0, caz particular pentru care se afișează mesajul, numărul 0 are o cifră. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se va utiliza variabila nc, în care se determină numărul de cifre corespunzătoare lui n, și variabila cn, în care vom copia valoarea reținută de variabila n. Variabila nc primește prin inițializare valoarea 0. Se utilizează structura repetitivă while și se elimină în mod repetat cifre din n și se mărește cu câte o unitate valoarea variabilei nc. Din instrucțiunea while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii print se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de cifre corespunzătoare lui n. La execuția programului, dacă n are valoarea 0, atunci pe ecran se afișează mesajul numărul 0 are o cifră
și la o nouă execuție pentru n egal cu 1234, mesajul afișat este: numărul 1234 are 4 cifre. Să exersăm împreună și să scriem un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n, cu maxim 9 cifre, și o cifră C și afișează pe ecran numărul de apariții ale cifrei C în numărul n, precedat de un mesaj corespunzător. De exemplu, dacă n egal cu 0 și C egal cu 0, atunci pe ecran se afișează valoarea 1 precedată de un mesaj informativ, iar dacă n egal cu 102030 și C egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 3 precedată de un mesaj informativ. În codul prezentat se citesc valori de intrare de la tastatură pentru variabilele n și c. Fiecare operație de citire este precedată de afișarea unui mesaj prin care se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n, respectiv pentru variabila c. Variabila copie n reține valoarea inițială a variabilei n. Se rezolvă cazul particular în care n și c au ambele valoarea 0 și se afișează mesajul: numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 0 este 1. În cazul general, se utilizează variabila nc și se inițializează cu valoarea 0. În această variabilă se calculează numărul de apariții ale cifrei c în n. În structura repetitivă while se verifică cu ajutorul instrucțiunii if dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este egală cu c, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei nc. La fiecare pas, după această verificare, este eliminată ultima cifră din n. Din instrucțiunea while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei c în copie n, valoare calculată în variabila nc. Execuția codului, dacă n egal cu 0 și c este egal tot cu 0, atunci mesajul afișat va fi: numărul de apariții ale cifrei 0, numărul 0 este 1. La o nouă execuție, dacă n egal cu 102030, iar c este egal cu 0, atunci mesajul afișat va fi: numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 102030 este 3. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran câte cifre pare conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 1, iar dacă n egal cu 12340, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 3. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza structura repetitivă cu test inițial în scrierea programelor în limbajul Python.